Dragi prieteni, începem a doua ediție a conferințelor Petrețuțea, organizată de platforma Română. Documentele platformei le aveți pe hol, pe masă și un mic dar, însemnând cartolinele cu figuri importante ale României, ale vieții bisericești și ale vieții sociale. Astăzi avem în deosebită onoare, plăcere, să avem pe Părintele Profesor, conferențial universitar, Părintele Gheorghe Holbea, care este profesor la Facultatea de Teologie și predă disciplina ascetică și mistică. Părintele a ales o temă foarte importantă, o temă extrem de actuală pentru noi toți, pentru tot ce înseamnă la ora actuală dezbatere de idei pe plan universal. Discernământul teologic și marea iluzie a transumanismului. Ne confruntăm astăzi, se discută în lumea ideilor despre transumanism, dar se discută și despre postumanism. Sunt două lucruri distincte. Sigur că e din ce în ce mai greu să ții pasul cu toate aceste lucruri. Nu e un lucru ușor să citești despre ele. Să citești acest tip de creatură, acest tip de gândire, dar măcar o parte dintre noi trebuie să o facem pentru a înțelege ce se întâmplă, ce ni se propune, care sunt noile, sau mai puțin noile mode intelectuale care încearcă să ne prefacă și viețile, și mințile, și sufletele. Sunt convins că prevenința Părintelui va fi pentru noi toți un binevenit accent asupra acestor lucruri. Mulțumesc!